Fostul PSD-ist Ionel Petrea este de părere că politica românească are nevoie de o schimbare radicală. Gălățeanul oferă exemplul Marii Britanii și consideră că românii și-au pierdut încrederea în clasa politică. Lipsa de încredere a oamenilor în politicieni, în partid, grav în parlament, au ca explicație acest lucru. Nu avem partide adevărate. Am îndrăznit să ofer și o soluție în sensul restructurării partidelor politice. Am dat următorul exemplu care m-a frapat. Laburiștii britanici își aleg președintele partidului prin participarea la vot a circa 4 milioane și jumătate de oameni. Membri de partid, simpatizanți, sindicaliști, e partidul de stânga. Dar 4 milioane și jumătate participă la alegerea președintelui. O altă problematică adusă în atenție de Ionel Petrea este modul în care s-au ales candidații pentru alegerile parlamentare. Pe de altă parte, Petrea a susținut că a trimis o scrisoare conducerii USR din București pentru a-și exprima dorința de a candida în decembrie din partea Uniunii Salvați România. Cred că va fi util să întrebăm și să le spunem oamenii să fie întrebați candidații acestor partide. Toate. Au girul cui? Prin ce mod au fost desemnați candidați? Au fost desemnați candidați într-un grup restrâns, format din câțiva oameni, birou județean, conferință eventual, cu oameni aduși și controlați de liderul de partid, care în Galați, concret, este același de peste 20 de ani. USR și-a prezentat proiectul pentru alegerile parlamentare structurat pe următoarele capitole: transparență, industria modernă, agricultura micilor fermieri, învățământ, cultură, sănătate, transport, energie și mediu, România în lume. Un punct important din programul USR este și interconectarea Moldovei la coridoarele europene. Vin alegerile din decembrie. Suntem într-un oraș cenușiu. Suntem într-un oraș în care nu s-a făcut nimic în toți aceștia. Evident, sunt conștient, mi se poate spune, tu vorbești, ai fost în PSD toți anii ăștia. N-am fost membru PDSR niciodată. Am ajuns în PSD în 2001. V-am spus în ce context. Cum se vor desfășura alegeri? Ce candidați, ce liste să voteze Călățeni? În condițiile în care sunt aceiași oameni, în condițiile în care sunt numiți, cum au fost numiți, doar cu girul veșnicilor lideri, cei trei pe care i-am amintit, în condițiile în care alte partide, cu șanse, există riscul să nu poată intra în Parlament.